Stimați prieteni, stimați cetățeni, bună ziua! Eu mă Ștefan Gligor, sunt președintele Partidului Schimbării. De la dreapta la stânga, astăzi cu mine această conferință de presă, sunt vicepreședinții Corina Gaibu, Sergiu Tofilat și Ion Potlog. Am convocat această conferință de presă ca să vă comunicăm un caz grav de persecutare politică de către organele de urmărire penală, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Republicii Moldova. Suntem uh, astăzi în fața dumneavoastră pentru că, ca și pe timpurile lui Vlad Plahotniuc, Centrul Național Anticorupție este utilizat pentru execuția politică a persoanelor care critică guvernarea. Astăzi vorbim despre persecutarea politică a lui Sergiu Postica, un, vicepre, un uh, vicepreședintele Partidului Schimbării, un om de afaceri, care s-a implicat activ în viața publică, a făcut... O afacere prosperă, este cunoscut pentru uh, activitățile sale de utilitate socială uh, pe timp pandemic, și este o persoană care astăzi, pentru viziunile sale politice, este persecutată de către Centrul Național Anticorupției la indicația Partidului Socialiștilor și de către Procuratura Republicii Moldova la indicația Partidului Socialiștilor. Câteva cuvinte despre cronologia evenimentelor. În vara anului trecut, când Sergiu Postica critica dur, președintele Republicii Moldova de pe atunci, Igor Dodon, și Partidul Socialiștilor, i-a fost pornită în iunie o cauză penală. A fost pornită de către Centrul Național Anticorupție, care vă atrag atenția, are competență de investigare a corupției, și a fost pornită în lipsă de plângere. Deci nu s-a plâns nimeni pe Sergiu Postica. Ei au pornit acest dosar, acest proces penal, precum că pe faptă. Au chemat mai multe persoane la audieri încercând să obțină de la cele persoane declarații cu privire la o pretinsă dare de mită. Odată ce nimeni nu a dat astfel de declarații, au început să caute chichițe prin documentații de proiect, prin tot felul de certificate și documente de 5, 6, 7 ani vechime. Și nu au găsit o mare, o mare lucru, dar au găsit ceva ce ar putea fi folosit în pofida faptului că termenul de prescripție deja a expirat. Au ținut acest dosar un an de zile până în luna mai, când s-au apropiat alegerile parlamentare anticipate. Și pe data de, pe data de 17 mai, dacă eu nu greșesc, de ziua celebrării datei de căsătorie a căsătoriei lui Sergiu Postica, l-au chemat uh, pentru audieri, ca deja pe 1 iunie, de ziua de naștere a domnului Postica, să-l cheme să-i uh, înmâneze ordonanța de bănuit, Mărnimos acceptând să fie prelungit acest termen cu o zi și pe 2 iunie i-au dat această ordonanță. Ca acum, pe data de 8 iunie, 7-8 iunie, să expedieze dosarul în judecată. Iată că în nici o lună de zile, bravii noștri procurori, împreună cu Centrul Național Anticorupție, cu, în pofida faptului și în considerație că um, Plahotniuc la libertate, Filat la libertate, Dodon Greceană la libertate, Veceaslav Platon ne învață moralitate, cu Procurorul General Stoianoglu în viață și bună sănătate, îl avem uh, pe Sergiu Postica expediat în instanță de judecată pentru o chichiță pretinsă, insinuată veche de 5-6 ani, care ține de desfășurarea activității dumnealui de afaceri și construcția Palatului Grand Elizie. Iată a câta oară noi ne convingem de faptul că astăzi Procuratura Generală, împreună cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Procuratura Municipală pentru această pentru că această cauză este investigată de o procuratură de sector din municipiul Chișinău, Procuratura Botanică, este la dispoziția politicienilor din Republica Moldova. Și un om care se exprimă împotriva uh, unor politicieni care controlează justiția din spate, este în orice moment supus expunerii și posibilității de a fi persecutat și urmărit penal. Mai mult ca atât, ei nu s-au limitat la un dosar, eu au mai făcut un dosar penal pe care încă nu l-au trimis în instanță, dar îl amenință și cu asta. Am avut ocazia să mă uit uh, peste anumite detalii și vreau să vă spun că asta este un abuz Cras din partea organilor de urmărire penală, în special, în special luând în considerație contextul electoral. Au murat un an de zile acest dosar ca în ajun de formarea listei a, Partidului Politic, Partidul Schimbării, listei de candidați la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, să lovească în unul din cei mai notorii a, oameni a, din Partidul a, Schimbării practic punând presiune pe Sergiu Postica ca să se retragă de pe lista Partidului Schimbării. Asta este o persecuție politică și îl atenționez pe Alexandru Stoianoglu. Încă sunteți procuror general. Eu cred că nu pe mult timp. Ați ieșuat cu lux de amănunte și cu probe la vedere mandatul dumneavoastră de procuror general. Îl acoperiți pe Veaceslav Platon, raiderul numărul 1 în spațiul CSI omul care astăzi execută mai multe atacuri, inclusiv atacul la Moldasic, pe care îl controlează prin justiția coruptă, care a numit două SRL-uri, de administratori și Consiliul al companiei Moldasic. Prin cesionare de creanță a pus mâna pe, pe, pe o sumă de peste 2 milioane de euro, bani pe care, care au fost delapidați și cu care au fost prejudiciat statul Republica Moldova. Toate aceste lucruri cu bună cunoaștere a dumneavoastră, domnul Alexandru Stoianoglu. Și să nu credeți că pentru inacțiune nu puteți fi atras la răspundere. În ochii dumneavoastră se petrec o mulțime de crimi și infracțiuni pe care le ignorați. Și noi cunoaștem aceste lucruri cu lux de amănunt amănunte și detalii. Asta este o situație inacceptabilă. Și noi vă asigurăm că aceste alegeri parlamentare anticipate vor schimba balanța și vor face, vor aduce la ordine în justiție. Procuratura generală trebuie reorganizată și curățită de elemente corupte. Procuratura anticorupție lichidată. Procuratura combaterea așa numită combaterea criminalității organizate și cauze speciale lichidată. Centrul Național Anticorupție, care de pe timpul lui Voronin a fost o bâtă de persecuție politică, până astăzi rămâne aceeași bâtă și va fi lichidat. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți bine la faptul că ocupați locul pe care, de care nu sunteți demn. Ați ieșuat, tolerați crima organizată, îi permiteți prietenului dumneavoastră Veceslav Platon să dea lecții de moralitate în direct la posturile de televiziune din Republica Moldova, să vă consulte public, practic să, să permiteți societății să bănuiască că Veceslav Platon astăzi conduce Procuratura Generală, și aveți tupeu să mai rămâneți în funcție. Eu transmit cuvântul colegilor mei și vin cu un îndemn foarte simplu. Dacă în Republica Moldova, în aceste, această lună, nu se va produce o schimbare majoră, dacă nu vom alege oameni care sunt capabili să implementeze reforme cu cunoaștere, cu profesionalism, nu se va schimba nimic. Primul capitol de care avem nevoie spre implementare, este reforma justiției, mai bine zis o curățenie drastică în justiție. Fără o curățenie drastică în justiție nu vom întoarce libertate oamenilor de afaceri, antreprenorilor mici, afacerilor de familie. Fără, fără libertate în economie, libertate de acțiune, fără frică de a fi persecutat și urmărit pentru activitatea ta, pentru a-ți lua banii sau pentru că te-ai expus împotriva sistemului. Noi ca stat, ca instituții, nu avem șanse. Asta este un capitol fundamental și noi ne-l asumăm. Vă mulțumesc frumos! A, am să iau eu cuvântul. Dacă noi vrem să construim un stat democratic, a, sunt câteva principii care țin de justiție. Primul, toți trebuie să fie egali în fața legii. Ai încălcat, trebuie să răspunzi. Și în același timp, orice condamnare trebuie să fie probată, demonstrată cu respectarea prevederilor legale. Ceea ce vedem noi, deci, ca să ne dăm seama ce se întâmplă, lucrurile se văd în comparație. Pe dosarul postică, 17 mai, uh, procuratura a reluat urmărirea penală, 2 iunie deja înaintată în vinuire. Două săptămâni. Uh, pe dosarul cu schema pe energie, unde sunt implicați Dodon, Plahotniuc uh, și alte persoane, uh, vina cărora trebuie să fie stabilită, eu cu colegii de trei ani jumate tragem de coadă pe cecoxul, procuratura, ni judecăm cu dânșii, le aducem probe, le aducem uh, practic recunoașterea vinii de către Dodon public la televiziune și nu fac absolut nimic. Iată am în fața mea comunicatul procuraturii de pe 8 iunie, două zile în urmă. Aici e scris că procurorul general Alexandru Stoianoglu, pe data de 5 mai, acum o lună și ceva în urmă, a anulat ordonanța PC Cox de clasare dosarului. Deci PC Cox a vrut să închidă dosarul care îl viza pe Dodon și Plahotniuc. Stoianoglu a anulat acea ordonanță și a redeschis dosarul pe 5 mai. Noi suntem pe 10 iunie. Toate probele sunt, jumate de bani la Plahotniuc, Dodon și recunoscut vina, le-am adus totul. Numai apucă și pune la, pune la învenuire, trimite dosarul judecat. Nici un sunet, nici o scrisoare, nimic să ne cheme, să ne invite, să ne audieze, să ne spună, băi băieți, să ne mișcăm, nu ne mișcăm, ce să facem. Deci, ceea ce vedem noi pe dosarul postică demonstrează faptul că atunci când există voință politică, toate instituțiile de stat CNA, procuratură, instanță de judecată și alte instituții, toate aceste instituții lucrează foarte operativ, repede transmit materialele în judecată, deci se mișcă cu viteza luminii. De iată atunci când nu există voință politică. Ba poșta nu ne găsește să-mi trimite procuraturii. Ba niște dosare se clasează, dar pe noi nu ne că să nu cumva să putem contesta în judecată. Vreau să-i amintesc domnului Stoianoglu că cetățeanul Platon, pe care dumnealui l-a eliberat, Uh, se face vinovat de niște infracțiuni comise în 2011 pe același dosar. Și eu personal, în luna martie, acum uh, trei luni urmă, am fost la judecătorie buicani și am dat mărturii. Și documentele sunt, mă, mărturiile mele sunt înscrise în instanță. Și pe episodul 2014, pentru care el a fost achitat, și pe episodul 2011, la fel cu acțiunile Victoria Bank, pentru care procurorii nu știu ce nu înaintează învenuirii lui Platon. Dacă voi nu vreți, nici o problemă. Am să găsesc câteva zile și am să vă fac, iar așa, să vă dau mor în gură cu tot cu probi, cu argumentări și ei și voi nu vreți să vedeți, ca să vă deschidem ochii. Și vouă, și societății. Tot referitor la Platon, domnul Stoianoglu, este actul de control la CNA din 2009 din februarie. Nu era CNA, era ce. Cetățeanul Platon se face vinovat că a, prejudic a, prejudiciat Moldova Gaz cu 5 milioane de dolari. E vorba de livrare ilegală a gazului la fabrica de sticlă, Cristal Flor. Deci Platon n-a achitat la Moldova Gaz 5 milioane de dolari, Moldova Gaz a rămas datoare la Gazprom și acum toată datoria asta, al de Dodon vor să ne fericească să ne pună în cârca noastră. Nu băieți, așa nu merge. Nici eu, nici cetățenii nu avem de gând să achităm datoriile pentru Platon din cauza că voi la procuratură nu vă faceți treaba. Din Moldova-Gaz nici nu mai vorbesc acolo cât fraude sunt și cum procuratura a clasat trei dosare pe care Anreu le-a trimis încă în anul 2012 20 de milioane de dolari. Nu vreți voi să vă apucați? Nici o problemă. Noi le pregătim. Odată și pentru totdeauna procurorii trebuie să înțeleagă lucrurile, puterea se schimbă. Azi voi sunteți protejați, dar mâine să vină timp când ați trebuia să răspundeți. Fix asta i-am spus lui Morari, lui Viorel Morari, trei ani jumătate în urmă. Fix asta vă spun și vouă. Sunt procurori cinstiți care își fac lucru onest. Dar din cauza la câțiva procurori care a aserviți politic, toate eforturile la cei cinstiți se duc de râpă. Și toată imaginea procuraturii e amestecată cu, 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 mizerii. Dacă vreți să faceți treabă, faceți treabă. Dar uh, dacă nu vreți să faceți, atunci noi o să vă ajutăm. credeți -mi. Stimați prieteni, asta fiind spus, noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Noi vă îndemnăm să susțineți Partidul Schimbării, să urmăriți conferințele noastre de presă și pagina noastră de Facebook. Să veniți în echipă și să facem împreună posibilă marea schimbare. Vă mulțumim!